Pentru că ne-au mai rămas câteva minute la îndemână, am să vă solicit atenția asupra cuvântului care a fost citit, un cuvânt foarte frumos, foarte bogat. Nu o să fie o predică așa cum poate că v-ați dori, bine organizată, cu subiect, cu trei puncte, cu concluzii și aplicații, dar câteva gânduri din cuvântul acesta aș vrea să mă întăresc. Evenimentele despre care Luca ne vorbește aici s-au petrecut în seara din tâi, în seara zilei din tâia săptămânii, în ziua în care Domnul Iisus Hristos a înviat. Am vorbit duminica trecută despre cei doi ucenici care au plecat spre Emaus, unul dintre ei era Cleopa, despre celălalt creștinătatea își tot dă cu părerea că o fi fost Luca, va că o fi fost unul altul, și nu avem suficiente informații ca să-L identificăm. L-au întâlnit cei doi pe Domnul Iisus, pe drum, l-au invitat în casa de poposire, au stat el la masă și în cele din urmă ochii s-au deschis și l-au cunoscut. Dar în momentul acela Domnul s-a făcut nevăzut din mijlocul lor, iar ei cu inimile în sfârșit pline de bucurie, au găsit în seara aceea, măcar că era deja târziu, trebuie să facă drumul înapoi spre Ierusalim, să le spună și celorlalți care mai aveau încă semne de întrebare despre Domnul Iisus pe care l-au întâlnit. Au bătut drumul acela de aproximativ 11 km la ceas de seară, probabil că se lăsase întunericul, și când au ajuns, știau exact unde găsesc, erau adunați într-un anume loc. Cei 11 este o expresie care îi definește pe apostolii Domnului rămași credincioși, dintre ei Iuda se desprinsese, plecase. Împreună cu ei mai erau și alții și acum toți vorbeau și ziceau, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Despre această arătare a Domnului, de care a beneficiat Simon în ziua din tâia învierii, Scripturile nu mărturisesc, dar a avut loc acolo întâlnire undeva. Oamenii aceștia, doi care au venit, le-au spus și ei, ucenicilor, că și ei au avut experiență cu Domnul, că Domnul a fost pe drum cu ei, că le-a vorbit din Scripturi, că au stat cu Domnul la masă și când în sfârșit l-au cunoscut, el a plecat dintre ei, a dispărut dintre ei. Mesajul lor era acela că, într-adevăr, Domnul Iisus este viu. Numai că, atunci când ei stăteau acolo și vorbeau despre aceste lucruri, s-a arătat Domnul în mijlocul lor, ușile erau închise de teama iudeilor. În cetate se vorbea despre faptul că ucenicii Domnului au pângărit mormântul, au rupt pecetea, probabil au pus pe fugă străjile și aproape sigur se vorbea în cetate că ucenicii au furat trupul Domnului Iisus. În momentele acelea când ei erau așa de prinși în asemenea discuții, Domnul Iisus a arătat în mijlocul lor și a rostit mai întâi de toate acel cuvânt care de atunci a rămas ca un salut printre noi. Și noi ne salutăm cu el și spunem pace. Mântuitorul Iisus și-a salutat ucenicii spunând pace vouă. Spuneam joi seara că este un lucru extraordinar faptul că Domnul s-a adresat lor cu aceste cuvinte, pentru că noi toți știm că inimile lor erau tulburate, o mulțime de întrebări, de vești de tot felul, care era aproape imposibil, omenește vorbind, să le așeze într-un sistem logic, coerent. Mai mult decât atât, spuneam joi seara că erau prinși între Ciocan și Nicovală, acuzați că au furat trupul Domnului Iisus, iar pe de altă parte, mustrarea conștiinței pentru faptul că atunci când Domnul era pe cruce, n-au fost gata să facă ceva concret pentru El ca să îl izbăvească, să-l salveze și s-au considerat lași, că l-au trădat. Acum, probabil că ei se așteptau ca Domnul să-i mustre și în loc să-i mustre, așa cum poate noi de multe ori suntem tentați să facem cu cei ce greșesc, Domnul Iisus Hristos le-a spus pace vouă. Și joi când am citit din Evanghelia după Ioan, am vorbit despre faptul că inima lor trebuia întâi liniștită pentru ca apoi Domnul să mai așeze acolo unul din minunatele sale adevăruri. Și foarte frumos, Domnul Iisus le-a vorbit atunci despre iertare. Trebuia întâi de toate să le dovedească lor faptul că El i-a iertat.
și ajutându-i să înțeleagă că El i-a iertat pentru slăbiciunea dovedită de ei, acum putea să le vorbească despre faptul că ei au datoria să se ierte unul pe altul. Și că iertarea este o dezlegare de păcat. În seara aceea, Domnul Iisus a arătat în mijlocul lor și le-a pus întrebarea: pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Am să vă spun, dragii mei, că în gândirea evraică lucrurile erau așezate diferit de cum le așezăm noi în gândirea noastră. Noi suntem obișnuiți să spunem că gândirea este o funcție a creierului. În gândirea evreiască, gândirea era o funcție a inimii. De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă, spunea Domnul Iisus? Noi spunem că aici se iau deciziile, aici este intelectul, memoria, voința, iar inima este sediul sentimentelor, al deciziilor emoționale. În sfârșit, Domnul Iisus s-a uitat la ei și știa bine ce este în inima și în mintea lor. Primul lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus în seara aceea, după ce i-a salutat cu cuvântul minunat, pace vouă, Domnul Iisus a încercat să-i convingă și cred că a și reușit în seara aceea pe cei prezenți să-i convingă de realitatea învierii Lui. Și după ce le-a arătat mâinile și coasta și după ce le-a dovedit că El este trup, nu doar Duh, mâncând din bunurile acelea care erau acolo printre ei, Domnul Iisus le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Mi-am adus aminte, stând aici la Avon, de cuvintele unui mare om al lui Dumnezeu care a trăit prin secolul al XIII-lea. El a spus: cred ca să înțeleg. Credința trebuie să meargă înaintea înțelegerii. Crezi și după aceea Duhul Dumnezeu te și ajută să înțelegi că ceea ce ai crezut este tocmai așa. Mântuitorul Iisus le-a spus: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Întreagă fie spus, aici Mântuitorul Iisus menționează cele trei secțiuni majore ale Bibliei ebraice. Nu o să intru în multe detalii aici, dar când spune legea lui Moise, Domnul Iisus se referă la cele cinci cărți care sunt așezate la începutul Bibliei noastre a Vechiului Testament. Atunci când vorbește, când menționează prorocii, Domnul Iisus menționează atât prorocii mici, cât și prorocii mari, care în Biblia ebraică erau așezați împreună. Și atunci când Domnul Iisus menționează aici psalmii, prin acest nume generic, El cuprinde literatura poetică din Vechiul Testament și literatura de înțelepciune. Mântuitorul Iisus folosea Biblia ebraică și prin faptul acesta El i-a conferit autoritate și i-a întărit valoarea. Ce vreau să spun și cu lucrul acesta aș vrea să plecați spre casă, este faptul că întâi Dumnezeu în Vechiul Testament a prevestit aceste lucruri și pentru ca ele prin transmitere să nu fie deformate, transformate, schimbate, a hotărât să le lase în scris. Ele au fost păstrate în scris, au fost vestite și păstrate în scris. Apoi, Domnul Iisus spunea, au fost împlinite în zilele acestea și în al treilea rând, ele trebuiesc proclamate, propovăduite. Dragii mei, datoria de a propovădui era datoria ucenicilor și este datoria noastră. Pentru ca să fim propovăduitori adevărați, autentici, pentru ca să avem credibilitate, se cer câteva lucruri de la noi. Unul dintre ele este să fim convinși, să avem noi înșine o relație reală cu Domnul Iisus. Nu poți să fii un martor real dacă tu nu ai o relație reală cu El. Poți să spui doar, am auzit că ar fi înviat, am auzit, am citit că ar fi înviat, dar e cu totul altceva când spui, eu însumi l-am experimentat, sunt eu însumi convins că este viu, l-am întâlnit, mi-a vorbit, când îmi plec genunchii și mă rog, îl simt aproape, este viu și viu pentru vecii vecilor, glorie Lui.
În al doilea rând, pentru a fi un martor al Învierii, vreau să vă spun că trebuie să fim, să avem și o viață foarte frumoasă. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 4, vorbește despre niște lucruri care definesc pe oamenii care sunt vrednici de a fi primiți de semenii lor. Pavel vorbește despre niște meșteșugiri ascunse și rușinoase pe care, spune el, nu le avem, le-am lepădat de mult, ne sunt străine, noi nu ne ocupăm de așa ceva. Ceea ce vedeți la exterior, aceea este și în interior. Viața noastră vizibilă înaintea semenilor noștri este aceeași cu viața pe care o trăim atunci când nu ne vede nimeni. Nu avem lucruri ascunse. Pe de altă parte, o altă calitate este aceea de a spune exact ceea ce trebuie spus. Și Pavel definea aceasta prin cuvintele: noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac cei mai mulți. În debutul acelei epistole pe care am amintit-o mai înainte, Pavel vorbește, cel puțin de trei ori menționează, obiceiul acestora al unora de a strica cuvântul lui Dumnezeu. Pavel zice, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Avem o viață curată. Ne păstrăm înaintea lui Dumnezeu în adevărul care ne-a fost descoperit și prin lucrul acesta noi ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc. Dragii mei, de 2000 de ani creștinătatea vorbește despre Înviere. Învierea nu este doar o poveste. Învierea este cel mai deosebit, cel mai special eveniment petrecut vreodată pe pământul acesta. Am ascultat pe un predicator zilele acestea, noaptea, găsindu-mă la lucru, am zis, hai să văd ce se mai spune despre Învierea Domnului Iisus, ce mai spun predicatorii. Și un predicator tânăr de undeva dintr-o biserică română din Statele Unite spunea că fără Înviere, întruparea Domnului Iisus n-ar fi avut nicio valoare. Că fără Înviere, răstignirea Domnului Iisus n-ar fi avut nicio valoare. Probabil că el s-a dus puțin cam departe cu afirmațiile acestea, tânărul acesta, dar înțeleg că ceea ce el a vrut să spune este aceea că Învierea Domnului Iisus a dat valoare întrupării. Învierea Domnului Iisus a dat valoare învățăturii pe care El ne-a adus-o. Învierea Domnului Iisus a dat valoare lucrărilor pe care El le-a făcut și, în final, Învierea Domnului Iisus a dat valoare jertfei pe care El a depus-o la Golgota. Și de aceea îmi plac așa de mult cuvintele acelea cu care Pavel încheie capitolul 4 din Romani, cuvinte pe care v-am cerut cândva să le cităm împreună. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat pentru păcatele și fără de legile noastre, dar a înviat pentru că suntem socotiți neprihăniți. Asta e cea mai mare dovadă pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la dumnezeirea Fiului Său și cu privire la iertarea, cu privire la realitatea iertării noastre. Să vă bucurați, să ne bucurăm împreună de harul acesta. Binecuvântat să fie Cel ce a fost mort și este viu în vecii vecilor. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru această lucrare. Scripturile au mărturisit-o, Domnul Iisus a împlinit-o și propovăduirea acestor lucruri nouă ne aduce pace, bucurie și nădejde. Măriți să fie Domnul. Ne rugăm împreună.